TV a difuzat, la tiri, imagini explicite cu tinere care se droghează, video. ProTV a difuzat, în cadrul jurnalelor sale de tiri, imagini de la mare în care apar câteva tinere care par a se droga, scrie Ecopolitic. Ro. Conform imaginilor, o tânără este filmată alături de alte trei fete când trage pe nas, cu ajutorul unui tub făcut din hârtie, ceea ce pare un praf oferit de o prietenă de culoare. Trebuie precizat că înainte de aceste imagini, 11 persoane cu vârste cuprinse între 22 sublinierei 37 de ani au fost prinse de jandarmi cu droguri asupra lor în Mamaia sublinierei Vama Veche, acestea având asupra lor 10 de grame de droguri, diverse pastile, un cântar sublinierei folii din staniol. Potrivit unui comunicat al grupului mobile de jandarmi Tomis, în zilele de 30 aprilie sublinierei 1 mai, jandarmii aflați în misiune de menținere sublinierei asigurare a ordinii sublinierei siguranței publice în Mamaia sublinierei Vama Veche, au surprins 11 persoane cu vârste cuprinse între 22 la 37 ani, care sublinierei confecționau cigarete artificiale, jointul cu 3 puncte. La vederea militarilor, tinerii au început să se agite sublinierei au schimbat direcția de mers, dar au fost somați, s-au oprit, iar apoi li s-a făcut controlul corporal sumar. Asupra lor, jandarmii au mai găsit un plic autosigilant de aproximativ 35 de grame cu muguri vegetali de culoare verde, 30 de pliculețe autosigilante transparente cu substanț vegetal de culoare verde, un ambalaj de staniol în interiorul căruia se aflau aproximativ 10 grame de substanț galben verzui, subliniere apte pastile de culoare roz sublinierei verde, 3 pliculețe autosigilante din plastic cu cristale de culoare alb gelbui sublinierei galben verzui, un plic cu pulbere alb, 2 grindere metalice, un cântar sublinierei mai multe folii de staniol în interiorul cărora erau fragmente vegetale de culoare verde, se arată în comunicat.